Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit după sărbători într-un nou an 2019 care ne promite numai surprize mai frumoase sau mai puțin frumoase. De altfel, în România nu ne mai miră nimic, așa că l-am invitat pe colegul meu, Cornel Șomâcu, să analizăm două probleme. Sigur nu ne va ajunge timpul, dar măcar pe astea două să le atingem. Una, pentru că este foarte importantă alegerile din 2019, și a doua, pentru că e la fel de importantă, dar am ales să o tratăm și pe aceasta tot astăzi, pentru că e nouă, este o știre. Și anume faptul că în învățământ se modifică schimbarea, ca să zicem așa. Da, săptămânalul vertical chiar a preluat acest subiect și l-a dezbătut pe larg, cu foarte multe, să spunem așa, rezultate, în sensul că foarte mulți telespectatori, foarte mulți cititori și-au exprimat părerea și prin mesaje și pe Facebook și pe site-ul ziarului. Apropo, ce spun cititorii? Destul de contrariați, și dacă lumea școlii e clar că condamnă demersurile ministerului, mai ales că le n-au fost articulate între ele, deci practic are loc o tăiere, se pare fără acordul ministerului, propus de vechiul ministru Liviu Marian Pop, împreună cu fostul senator, de fapt și actual senator, Ecaterina Andronescu, care între timp a ajuns să aplice acesta pentru că este ministru pentru a patra oară. Și de aici o întreagă problemă. De asta se și comentează foarte dur și mulți părinți, pentru că mulți sunt de părere că copiii nu trebuie să, adică trebuie să stea mai mult la școală, nu din ce în ce mai puțin. Dar nu să învețe atât avem, de mult. Avem și o mare problemă. Suntem țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic an școlar, cu cele mai puține zile de școală și ore de școală din spațiul european. Da, doar că cei din spațiul european nu se duc la școală doar ca să facă materie. E cu totul altă problemă. Ce mai fac copiii în alte țări? Eu zic că copiii în alte țări își petrec timpul ei, sunt supravegheați într-un spațiu prietenos, spațiu educativ până la urmă. Dar nu în sala de clasă. Reușesc, chiar și în sala de clasă, dar reușesc să ia și masa, acolo sunt mai multe lucruri, noi nu reușim nici să dăm cornul și laptele, mai nou știu ei. Că de măr să nu mai vorbim. Da, ca de măr să nu mai vorbim. Dar spun și de miere. Păi, părerea mea e că dacă le primesc pe toate copiii, nu o să le fie bine la stomac. Așa că da, mai bine și, nu. Și cei care aplică această lege se gândesc atunci să nu le dea niciodată așa cum, să așa nu cum le vină spune rău. Legea. Da, așa cum spune legea. Bun, să începem cu alegerile totuși, pentru că așa am făcut ordinea și pentru că se încing spiritele, se ascut deja săbiile, se vede clar cine vrea să intre în lupta politică sau chiar dacă încă nu și-au exprimat opiniile, încep să se trezească după letargia celor 3 ani în care n-au fost alegeri la europarlamentare și la prezidențiale, că despre ele este vorba în 2019, sau măcar vectorii de imagine ai partidelor au început să miște puternic, să se vadă, să se simtă că vin alegerile. Eu cred că campania electorală a început deja. Și de ce spun acest lucru? Se vede clar o luptă la baionetă între principalele partide, între principalii candidați. L-aș identifica pe partea dreaptă, în primul rând pe Klaus Iohannis, președintele în funcțiune, dar el a fost obligat să intre în, să zicem așa, în campanie mai devreme, pentru că risca să rămână al treilea candidat sau al nu știu câtelea de pe dreapta. Deja Dacian Cioloș se manifesta, vreau și cei de la USR să vină cu un candidat și risca să nu ia startul cum trebuie, și atunci Klaus Iohannis a trebuit să intre în campanie. Nu știu cât de legală este campania sa electorală, dar asta e cu totul altă problemă. Și în România, dacă spun procurorii, judecătorii, totul poate fi legal, totul poate fi ilegal, depinde cine spune, din ce parte a... Păi eu am avut surpriza să aflu și termenul precampanie electorală, care se ține cam cu o lună înainte de a începe campania. Ce e aia precampanie? Că nu există. La noi în România există. Deci nu e nicio există problemă. Faptic. Da. Și nu e numai de o lună. Legea nu permite. Legea nu permite, dar din păcate sau... Dar se spune cu subiect așa, și predicat. În precampanie electorală facem și legea. Țara tuturor posibilităților, noi se poate. Spuneam, avem deja un candidat clar, Klaus Iohannis. Da, dar faptul că și-a anunțat candidatura, nu putem spune neapărat că este deja campanie. Ceea ce face,
Păi asta e problema. De asta, ca e campanie. Poată, da. Are anumite gesturi, atitudini, decizii care arată clar că el se adresează unui anumit tip de electorat pe care trebuie să-și-l facă favorabil după ce poate l-a avut la un moment dat, dar l-a pierdut în ultimii 4 ani. Asta ar fi o parte din el. Da, asta ar fi pe dreapta. Pe stânga și centrul stânga lucrurile nu sunt deloc clare. Avem alianța de la guvernare PSD plus ALDE care în momentul de față nu are, nu știm sigur dacă vom avea un candidat comun al celor două partide sau unul separat. Și în aceste condiții... Fiecare cu candidatul lui. Da. În acest moment știm că Călin Popescu-Tăriceanu va candida din partea ALDE și că PSD-ul s-ar putea să aibă un candidat propriu. Dacă acest candidat propriu este Liviu Dragnea, după cum se... Speră de către unii. E de discutat. Liviu Dragnea, într-adevăr... El sigur speră. Da, nu. Liviu Dragnea este în momentul de față un candidat... atipic și cu un mare capital de, să zicem așa, de ostilitate la nivelul publicului. Dar faptul că toată presa de o anumită orientare vorbește de Liviu Dragnea și că nu cumva, și manifestă bucuria că dacă el ar fi, cu ghilimele, dacă el ar fi candidat la arbate Klaus Iohannis, mă face să cred că undeva în laboratoarele există o teamă de Dragnea, că altfel nu pot să-mi explic. Pe de altă parte, de discutat candidatul PSD-ului, că e posibil, având în vedere probleme din justiția lui Liviu Dragnea, el să nu fie candidat, ba din contră să nu mai fie nici în libertate la momentul acela. Și atunci lupta se deschide foarte mult. Vedeam o speculație astăzi apărută, speculația aparține lui Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP-ului, un tip care în general știe ce spune și care lansa o idee cu Olguța Vasilescu candidat. Asta ar fi fost și motivul pe care Klaus Iohannis ar fi blocat-o la acest moment pentru un nou mandat ministerial. De discutat o variantă, nu cred că partea feminină, să spunem așa, chiar dacă avem un reprezentant aici la masă, poate să dea încă președintele la nivelul țării. Am avut un prim-ministru și știm ce ia dăncilă. Avem un prim-ministru. Da, ce ia dăncilă, ce se spune pe seama ei. Dar nu cred că România e pregătită să aibă și un președinte femeie la acest moment. Dar de ce? Klaus Iohannis e atât de bun, atât de bine vorbește, că toată lumea zice de Viorica Dăncilă că se încurcă, că nu știe bine ce spune. Foarte multe dezacorduri. Păi Klaus Iohannis este foarte... E profesor, într-adevăr, poate că a vorbit mai mult de fizică. Poate că a vorbit mai mult în fața publicului sau, mă rog, în fața elevilor și a avut grijă ce spune. A fost obișnuit cu asta. Dar nu mi se pare că e atât de coerent și atât de... Doar pentru că Viorica Dăncilă e femeie, dacă mai și greșește câteodată, gata, hai să spunem ce proaste sunt femeile prin ea. Nu cred că s-a făcut în sensul ăsta comparația, dar acum făcând o glumă, dacă Klaus Iohannis ar mai și avea dezacorduri și toate celelalte la felul lent în care vorbește... Ar fi de, are timp și să se reprieze. Și totuși e președinte, da. Și totuși mulți îi dau posibilitatea, deci, adică vorbit, credibilitate. Vorbește cum vorbește, de gândi, gândește iar la fel, ca să de nu mai gândi, vorbim. De gândi, gândește într-o lună. Da, deci nu, de citit citește într-o lună. Are probleme, bine, noi facem haz de necaz acum, cum spuneam, toate aceste gesturi ale președintelui care s-au accentuat în ultima vreme cu blocarea miniștrilor, chiar să funcționeze guvern, iată, astăzi asistăm la o altă... În câteva ore noi suntem la sfârșitul unei zile în care au fost foarte multe evenimente. De exemplu, după ce săptămâna trecută a fost acceptate în sfârșit niște demisii de miniștri, după 30 și ceva de zile, 40, în loc să avem noi miniștri, avem miniștri interimari. Deci, o altă bazaconie e adevărat, e constituțional, dar nu era mai simplu ăia care au fost și nu erau niște miniștri slabi. Sau să te pui de acord ca PSD-ul să vină cu alte... sau să vină cu alte propuneri, mergi pe miniștri interimari tot ca să mai blochezi ceva. Și eu stau să mă gândesc, e vorba de un minister, n-am vorbit presa, n-am văzut, cinstit, e o speculația mea, dar bătaia este pe Ministerul Dezvoltării. Știm că la Ministerul Dezvoltării sunt cei mai mulți bani pentru primării.
Ministerul Dezvoltării, practic, prin Paul Stănescu, liderul PSD Olt, care a și fost mătrășit din cabinet de Liviu, un apropiat al Liviu Dragnea, dar între timp un dușman ireconciliabil, practic, ministerul respectiv este blocat de pe luna noiembrie, da? Acum avem interimar, că a fost accidentat un interimar, dar nu cumva atacul dat de președinte la adresa celor două ministere, transporturi și dezvoltare, a avut drept obiectiv, cum spun cei din PSD, sabotarea guvernării. Pentru că, practic, ai blocat pușculița cu bani ca să meargă la primării, asta e una, și dincolo, practic, Ministerul Transporturilor ar trebui să mai facă niște autostrăzi și după ce că nu se face nimic, miniștrii sunt vai mama lor, mai blochezi și tu. Ăsta n-ai un titular pe transportul. Practic să nu faci nimic. În noiembrie și decembrie a fost forțarea aceea să facem 100 de kilometri de autostradă. 100 din aia care trebuiau inaugurați în anii trecuți. Bineînțeles că nu s-au făcut. Dar și avem un gorjean acolo care ar trebui să plătească cu funcția. Narcis Neaga normal trebuia ca la 1 ianuarie să-și prezinte demisia că n-a făcut cei 100. Din câte am văzut eu, Narcis Neaga numără vreo 100 de kilometri, nu știu cum îi numără, dar zice că sunt. Ca la noi în România. Părerea mea este că nu trebuie să ne mire absolut deloc asta, pentru că în experiența pe care o avem și eu și tu în presă, în decursul celor 20 și de ani, am avut ocazia să constatăm că acolo unde nu există majoritate, nu merge treaba. În primării. De ce? Eu nu zic să fie majoritate, Doamne ferește. Dar când consilierii se trag de șireturi și votează când așa și de regulă, când primarul nu are majoritate, nu poate să facă mare lucru. De ce? Pentru că el nu mai trebuie să câștige următoarele alegeri. Ăsta este singurul deziderat al celor care nu sunt la putere. Când sunt la putere, sunt mulțumiți. Când nu sunt la putere, trebuie să o câștige. Asta am învățat și la jurnalism. Cei care nu sunt la putere trebuie să facă tot ce pot ca să câștige puterea. Păi ce poți să faci? Să-l blochezi pe ăla să nu meargă înainte, nu? Și cine are și se întâmplă asta și la noi în Târgu Jiu, să ne amintim primarul Marcel Romanescu câte frâne și-a luat. Nu și-a luat? Nu, și-a luat și frâne în același timp. Primăria nu merge pentru că Consiliul Local are majoritatea Consiliului Local. Exact, nu poate nici aceasta să-și impună, să zicem, programul de lare. Tocmai din aceeași problemă. Da, dar primarul este executiv. El trebuie să execute ce stabilește Consiliul Local. Cât? Păi dar Consiliul Local spune una, aia e problema. Și primarul spune alta. Și nu se bat undeva, aici toată chestia. O clipă. Deci primarul trebuie să execute ce decide Consiliul Local. Trebuie să execute, este executiv. Deci nu chiar dacă spune că nu-i convine. Nu Consiliul Local să execute ce spune primarul. Nu. Primarul trebuie să execute. Avem o problemă. Păi bun, luăm declarațiile de presă din ultimii 2 ani și nu vorbesc de Târgu Jiu acum, nu ne numer lucrurile, unde primarul a încercat să impună un alt program Consiliului Local, care are majoritate. Dar n-are cum să impună, potrivit legii. Ne uităm pe declarațiile publice. Păi una e declarație așa, alta e ce faci. Apropo de situația de la Târgu Jiu, de la Marcel Romanescu, se așteaptă mult fără să poată să controleze lucrurile în condițiile în care Consiliul Local este de altă culoare politică. Și automat, el și-a luat toate bubârnacele și din această cauză, și anume faptul că n-a putut să-și impună programul electoral tocmai din cauza asta. Nu poate să controleze Consiliul Local. Pe de altă parte, ce a încercat să impună, normal, au fost blocate inițiativele pe undeva pe parcurs. Au fost blocate pentru că legal nu poate să ai inițiativele. Da. Pe care vrea să le propună Consiliului pentru votare. Da. Păi și dacă nu o să le voteze, la revedere, nu trebuie să le blocheze pe nu știu unde. Păi nu trec la vot, eu asta am spus, astea s-au blocat efectiv. Și atunci, de ce ne mirăm că Iohannis a zis, băi, unde trebuie să lovesc eu PSD-ul ca să nu câștige cumva alegerile și să mă dea jos? Că, cu toate că el e la putere, ca să zicem, e într-un fel susținutul opoziției. Adică el e putere ca președinte, cum e primarul nostru, cum ar veni, de la Târgu Jiu, dar e la putere că are conducerea în mână, dar are limitată activitatea. Da, este și liderul opoziției. Legal vorbind. Bine, exact. Acum ar fi discutat la nivel de țară. Nu știu cât de lider e. Da, la nivel de țară ar fi de discutat dacă președintele, unde este, apropo, dacă e la putere sau în opoziție. Și cât de puțin puternic sau cât de puternic este președintele la acest moment, având în vedere că
cel puțin în România, președintele controlează niște instituții fundamentale. Și nu mă refer aici la serviciile secrete, statul paralel despre care se spune... Care totuși are și el rolul lui de susținere și impunere. Avem scandalul de la statul major general, la armată. Deci aflăm că până și acolo controlează președintele sau are omul plus că de asta l-a ținut. Controlează parchetul general și toată partea de justiție. Și în condițiile astea te gândești, bun, e atât de slab, că noi avem ideea asta, că nu face președintele nostru, al unei părți din electoratul României ceva, n-are putere președintele la guvern. Trebuie să-i mai dăm. Da, trebuie să-i mai dăm un pic de putere. E puterea. În momentul însă când analizez mai asta, păi stai puțin, dacă controlează parchet, controlează armată, controlează servicii și toate celelalte... Nu, iar serviciile vin și zic, băi, judecătorule, tu ești inamovibil, tu ești ăla care trebuie să decizi să spui cine e vinovat sau nu, ia ai tu grijă ce spui și ce faci, cum s-a întâmplat la Oradea. Da, sau la Ploiești, unitatea specială a DNA și multe altele, Constanța și altele. Ia să facem deci, niște dosare lui X, lui Y, lui Z. Începem să ne gândim că lucrurile nu stau chiar deloc așa sau ni se livrează cumva de ambele tabere politice, ceva ce nu e în regulă, adică românii au de ales între două rele, dar și în același timp nu pot să se pronunțe foarte clar, adică nu știi unde e răul cel mai mare, în condițiile în care nu știi cine e vinovat sau de ce tu trăiești rău, pentru că guvernul nu-și face treabă sau guvernul nu poate să-și facă că nu-l lasă alții. Când s-a lansat acea teorie a statului paralel și care și acum mi se pare, deci nu cred în ideea de stat paralel, dar cred în ideea de anumite forțe care au o altă agendă decât cea oficială. De influențare alegerilor și protejare a populației. Eu am o singură, și a statului de am drept. O singură nelămurire pe care nu mi-a lămurit, să zicem așa, n-am putut să o rezolv în ultimii ani. În 2009, la un moment dat, în seara alegerilor, când Joana era deja, se credea președinte pentru și chiar a fost la un moment dat. Da, Videanu, cu Blaga, cu ceilalți de la PDL, l-au sunat pe Hrebenciuc, la PSD, și a spus exact cifrele oficiale din baza de date probabil a SPP-ului, că altcineva nu mai avea bazele de date electorale. Deci s-a știut asta încă de pe la 2 la 3, după aia Băsescu, știi, mai și prin fața televiziunilor, a spus, i-am ciuruit, eu sunt președinte și în fine. Bun, deci a avut acces la baza de date. Păi condamnat, da, era nu. Ministru, ce era el? Păi era, nu, guvernul era căzut, n-avea acces. Deci nu organiza, deci ministrul era un guvern suspendat, un guvern interimar, dar faza este interesantă de ce? În 2012 și procesul de după l-a condamnat pe Dragnea pentru că a trimis niște SMS-uri pe oamenilor din secțiile de votare, a spus aduceți oameni la vot și nu știu ce. Deci ar fi cam același lucru. Mi s-ar fi părut corect dacă tot îl condamn și l-am condamnat pe Dragnea să întrebe cineva și pe Videanu de sănătate, bă, cum ai avut tu acces la baza de date? Că asta trebuie să fie securizată. Păi Videanu s-a retras din politică și nu mai candidează și atunci nu mai reprezintă interes. Da. În timp ce Dragnea vrea să candideze. Deci, da. Dai în omul căzut. Dacă nu te mai interesează postul pe bine, care îl are sau pe care îl vrea... Cred că mulți dintre noi ar vrea să fie în poziția de căzut, cu ghilimele, a lui Videanu. Mă gândeam doar la banii. Păi tocmai. De asta zic, cei care s-au retras au fost lăsați în pace. Uite, Băsescu ce pățește. Da, dar încet... Fratele lui Băsescu ce pățește? A făcut, măcar fratele lui Băsescu a pățit două, trei ceva, zile, să două, spunem. Trei zile a făcut. Da, a suportat, să spunem așa, câteva luni de detenție, dar în condițiile pentru ce a făcut el, pedeapsa fiind mult mai mare. Dar, bun, ăsta e trecutul. Dar avem o soție de președinte care nu se duce care la care ajunge la parchet, că este răcită. Bine, a fost răcit odată, după aceea, nu, a fost plecat odată din țară, după aceea a fost răcită, vedem acum care o să mai fie. O să spună, nu mă lasă bărbată, muci, că trebuie să-i fac păi, ceai. Între timp, procurorul din dosarul respectiv tocmai a fost promovat. Corect. Acum poate să se ducă, bănuiesc. Adică va fi un nup.
O speculație, dar poate fi oricând făcut o asemenea speculație în condițiile date din România și în care am văzut în ultimii ani, am văzut la ce s-au putut da cei care asigură justiția, mă refer aici la procurori, chiar și la judecători. Sau știm momentul în care ne spune, apropo de Traian Băsescu, că cum va fi luat mustață și că i-au spus lui și toate celelalte. Judecătorul care a și murit în închisoare. Da, și dacă tot vorbim de domnii procurori, să nu uităm, și chiar am rămas așa un pic pe gânduri, când am aflat că cei care au fost ascultați în cea mai mare măsură, bineînțeles la ordinul procurorilor, ca să poată fi făcute dosarele cu pricina, au fost oamenii de afaceri, politicieni și ziariști. Oameni de afaceri, politicieni și ziariști. Adică oameni cu influență. Oamenii cu influență, oamenii cu bani, cei de afaceri și cu influență automat, politicienii care vor să candideze sau care sunt în funcție, da? Deci politicienii, cei care nu răspundeau la anumite... Bineînțeles. Ordine. Și ziariștii care dețin informația. Chiar vorbeam cu un securist și cred că am mai spus-o, dar vreau să repet. Discutam cu un fost securist, dar nu garantez că nu ești acum securist. Îl știm împreună. Zic, domnule, dar ce căutați, domnule, cu camere de înregistrări la ziariști? De ce adică să faceți treaba asta, să îi ascultați pe ziariști? Prin diverse motive. La care omul foarte senin mi-a răspuns, păi informația trebuie culeasă de acolo unde e. Și unde e foarte multă informație? La presă. Corect. Ei, nu e numai asta, pentru că ei și infiltrează oamenii, își și culeg turnători, și culeg oameni care să influențeze într-un anumit fel opinia publică. Cel puțin știm că la un moment dat fostul șef Liviu Mai, spunea de chestia că există și în domeniul presei, ca și în alte domenii, sunt socotite domenii de siguranță națională și există oameni care lucrează și pentru structurile acestea. N-ar fi asta o problemă, să spunem așa. Da, da, când ți-l bagă pe gât e o problemă. Sau când tu nu vrei să răspunzi la comenzile nimănui și să fii o presă independentă, cum puțin reușesc, de exemplu, noi, cu prețul la multor ore de muncă, de producție, și trebuie să spunem că majoritatea banilor care intră în televiziune sunt rezultatele producției de televiziune și audio-video. Sunt bani privați, nu bani. Sunt bani privați, luați de la privați, da. Majoritatea. Poate că nu ești de acord. De exemplu, eu am primit o dată telefon, dar vreau să trecem la celălalt subiect pentru că cred că am trecut de jumătatea orei de emisie. Am primit un telefon de la un fost coleg din presă, care ne-a fost colegă amândurora și dacă nu ți-am spus povestea, o să-ți spun despre cine e vorba după ce se termină emisiunea, dar nu contează. Aflu și un direct, da. Așa. Da, aflu și tu un direct. M-a sunat un fost coleg de presă. Nu știam cu ce se mai ocupă. Știam că la un moment dat era purtător de cuvânt pe la o firmă de stat privată, dar mare. Zice, bă, uite, vreau să ne întâlnim, să vorbim. Bă, zic, ce să vorbim? Zi. Mi se părea ciudat ce avea el de vorbit cu mine. Păi nu ieșim la o cafea să vorbim, eram măritată pe vremea aia, zic, nu, eu nu ies fără bărbatul meu. Vino tu la redacție, nu vin eu la redacție, mă, ce-i cu ăsta? Și până la urmă îmi spune la telefon că are și el pe fratesul care știe să filmeze și că nu îl primim și pe el, că nu cere nici bani. Nu vrea angajare, va munci gratuit pentru televiziunea noastră, numai să învețe și el meserie. Bă, zic, dar adică cum, adică el să învețe meserie la noi? Dar de ce nu? Nu, mă, că aș vrea, că noi ne cunoaștem. Ca pe urmă să aflu că el e deja securist. El. Probabil și fratesul. Sau fratesul era unealta cu care el trebuia să lucreze la noi în redacție. Da, interesant. Dar o să spun despre cine e vorba, dacă nu ți-am povestit. Dacă ne vezi cumva, tinere, ai văzut că nu ți-a mers cu noi. Sper că n-avem nici microfoane pe aici, că noi am pus tot. Oricum suntem în direct, deci nu-i problemă. Suntem în direct, nu ne-am de nimeni. Okay. Mai ai ceva de precizat legat de alegerile astea ca să trecem la partea, apropo, de învățământ? N-am vorbit nimic de europarlamentare, am vorbit doar de prezidențiale. Anul electoral este important și din perspectiva europarlamentarilor, din cel puțin două direcții. La nivel european e o luptă pe viață și pe moarte între cele două blocuri mari, Partidul Popular European și Socialiști. PSD-ul, care joacă un rol important în grupul socialiștilor, adică are ca număr de europarlamentari, dacă va obține un rezultat
foarte bun, poate fi foarte important în balanța de la Bruxelles. Pe de altă, de aici și interesul inclusiv din exterior ca acest partid să obțină rezultate foarte slabe la nivel de țară, foarte slabe în țară, tocmai pentru a nu influența balanța. Culmea este că atacurile vin și din tabăra socialiștilor la adresa lor, care sunt în aceeași tabără, ceea ce nu prea e de priceput logica, dar s-au mai întâmplat lucruri curioase. Există poate că s-a făcut un târg la nivel, cu dreapta. Nu, europarlamentari în general au la un moment dat și agende proprii și chiar dacă sunt socialiști, sunt liberali, sunt ăsta, au la un moment dat atitudini foarte ciudate care ne face să ne gândim cumva la cazul Severin. De a fost și la noi. E posibil ca ei să fie... Și nu vorbim de oraș. Da. Să fie... Vorbim de Severin. Da. Nu, pentru că vorbeam Severin, da. De Adrian Severin. Pentru că vorbeam de Parlamentul European, mi-am amintit o afirmație cum că ar putea candida Corina Crețu din partea PSD-ului la prezidențiale? Nu mai este de actualitate. Corina Crețu este într-o relație destul de tensionată cu toată conducerea PSD. Bine, toată conducerea care reprezintă pe undeva pe Liviu Dragnea. Deci păi tocmai, poate că e o alternativă. Și ca să poată fi candidatul din partea PSD-ului, ar trebui să dispară Dragnea. Păi, și, e posibil și ca să fie dispară, doamna Vrânceanu, tot trebuie să dispară Dragnea. Problema lui, problema Corinei Crețu este că ea nu are o popularitate deosebită în România. Deci nu se pune problema ca ea să ia voturile nici măcar ale PSD-ului. Cumva de toată lumea se teme și de Dragnea și de asta, PSD-ul e un partid mare. Un partid care la un moment dat poate candidatul lor, indiferent cine va fi, să adune voturile măcar ale partidului. Asta îi asigură turul 2. De aici se pierd cu grație. Alegerile dovadă că din 2000 încoace tot așa se întâmplă. Dar Corina Crețu în momentul de față este total necunoscută în partid, impusă de Ion Iliescu la vremurile trecute, pusă de Ponta la Bruxelles, tot așa și pusă comisar european, nu s-a remarcat cu nimic la nivelul Comisiei Europene, nu este un, să zicem așa, un ministru european foarte bine văzut, un comisar european, ceea ce cred eu că nu se pune problema să fie luată în calcul. Dar nici Dacian Cioloș, apropo de toată lumea îl vede pe marea vedetă Dacian Cioloș, eu nu-l văd trecând electoral în România. Deci, ca președinte, ca și candidat la președinție. Îl pot vedea și eu cred că va fi și Europa, dar eu cred că va fi altfel. Cred că România va mai fi fericită încă o dată cu el prim-ministru ca să împace capra Iohannis și cu Varza Dragnea. Cu toate celelalte. Bun. Fac europarlamentarii ceva treabă? Au ei simțit? Eu nu i-am prea simțit. Nici în campanie nu s-au deranjat să vină în gorji acum la fostele alegeri. Nu i-am simțit nici în campanie, nici după alegeri n-am simțit că avem europarlamentari și că ne reprezintă la Bruxelles. Unul dintre parlamentarii destul de bine văzut la Bruxelles și în același timp... Nu, dacă timp, fac ceva pentru români, nu, că și în același notorietatea... Timp, îi ajută cu pe diverse, ei. Cu diverse inițiative pe PPE de data asta, e Marian Jean Marinescu de la Craiova, europarlamentar PNL acum, fost PDL, este un tip cu poziție foarte bună în Partidul Popular European, este vicepreședinte și în același timp reușește acele puține inițiative care le are, reușește să le impună. Este socotit între primii oameni de influență din România, mult peste Corina Crețu și alții, în timp ce din tabăra socialistă, din tabăra PSD, nu există niciunul să fie luat. Avem vicepreședinte pe Ioan Mircea Pașcu, fostul ministru al apărării naționale, dar, din păcate, cuvântul la Bruxelles este de luat în seamă. Deci la Bruxelles cuvântul României nu se aude, mai avem uneori un parlamentar, Laurențiu Rebega, care este băgat într-o tabără de asta a celor nealiniați. El, din câte am înțeles, se va regăsi în partidul lui Victor Ponta în viitor. Iar ceilalți la grămadă, foarte mulți vor dispărea acum. Madame Antonescu se retrage. Bine, se retrage dacă o să fie prin pe lista PNL-ului, dacă nu se știe ce va fi. Madame Ponta se retrage, deci avem consoartele care își trec la cratiță cu ghilimele de rigoare. De ce se retrage?
n-au spus niște motive foarte clare, e clar. Pentru că atunci era susținută de PSD și era nevasta primului ministru. Da, la familia. Iar acum nu mai are șanse. Acum ar da foarte prost pentru. Acum nu mai are șanse. Și dacă pierde mai bine pentru Ponta să pe partidul care l-a înființat ăla curat ca lacrima, să pui soția candidată sau să candidezi sau să candideze amândoi pentru. Și nu e vorba de asta, nu va câștiga. Una este să susțină PSD-ul și alta este să susțină Ponta. Partidul Ponta va rupe totuși un anumit electorat, nu atât de mare pe cum se așteaptă toți, dar eu zic că un 5-6% face la europarlamentare, deci sigur își va trimite 2 reprezentanți la Bruxelles. 2? Da. Atâta e la 5%, așa e calculat. Trecem la învățământ? Trecem la învățământ. Să trecem la învățământ. Deci spuneam noi modificarea schimbării în învățământ, așa am concluzionat chiar așa este, da. În minutele dinainte de începerea emisiunii, pentru că iată că avem noutăți, se tot vorbește de schimbarea învățământului, de faptul că elevii învață prea multe materii care sau prea multă materie care nu-i ajută în viață și părinții în momentul ăla, eu zic că erau de acord că trebuie să învețe ceea ce le folosește în viață. Acum, modificările, reducerea de număr de ore este blamată chiar și de părinți. De ce? Da. Păi, suntem într-o situație foarte ciudată, apropo de. Să spunem despre ce e vorba, pentru că da. Nu știu poate toți telespectatorii. A ajuns pe masa, deci a trecut de Parlament și a ajuns pe masa președintelui Iohannis o lege cu mai multe modificări în educație, unele foarte bune, dar un articol a stârnit, să spunem așa, reacții vehemente și pe motivul ăsta legea a fost întoarsă la Parlament. Și anume faptul că să se aplice în sfârșit un articol 76 din Legea Educației, prin care se vorbește de să ai 20 de ore la ciclu primar, 25 la ciclu gimnazial, 30 de ore la ciclu liceal. Adică o reducere cu câte ore? Sau cu cât la față de acum ar însemna reducere între 29 ore, deci pe clasă. Ar însemna chestia asta. Adică 10-15%? Da, undeva pe acolo. Problema este, nu e nou. Deci a fost inclusiv în Legea Educației din 2011 această prevedere, a fost scoasă și acum se vine cu o chestie, o medie, în sensul că în ciclu 5-8 poți să ai medie, adică să ai la 5-a mai puține și la 8-a mai multe și pe total să faci media de 25. Ce se reproșează? A reproșat și președintele în momentul când a întors actul, dar în același timp reproșează și sindicaliștii din educație, profesori, părinți și elevi, este că n-a fost pregătită. Și de ce spun acest lucru? În urmă cu 2 ani, învățământul românesc, la nivel gimnazial vorbesc acum, i s-a aplicat un nou plan cadru și copiii din clasa 5-a din anul 2016-2017 au trecut pe un nou plan cadru. Plan cadru care, știi, ei au 26 de ore, vor avea 28 de ore la, deci a 5-a, 6-a, a 7-a și a 8-a vor ajunge la 30, până la 33-34 de ore. Cum se face chestia aceasta? Planul cadru se aplică în fiecare an. Deci a 5-a a fost în 2016-2017, a 6-a 2017-2018 și tot așa în continuare. E, aici vor interveni și problemele, pentru că noi schimbăm din nou la mai puțin de 4 ani. Deci noi am aplicat toate clasele acest plan cadru. N-ar fi problema asta până la urmă dacă am venit și cu celelalte. Uite, se învață mai puțin, se taie anumite capitole din materia la limba și literatura română. Nu se vor mai face nu știu ce capitole la matematică sau la fizică. Se scoate o oră de istorie, automat se taie de nu știu ce din materie. Nu! Pur și simplu anunțăm din birou: din acest moment veți avea 25 de ore și tăiem de pe hârtie niște ore. În primul rând, acele ore sunt niște norme și aici afectează cadrele didactice. Fără să știi câți ar trebui să plece din sistem sau să treacă pe alte posturi. Să zicem că asta ar fi și o rezolvă sistemul. Dar problema, și aici intervin părinții și elevii, bun, n-am auzit de o simplificare a materiei. Deci, practic, aceeași materie va trebui să o studiezi nu în 2 ore pe săptămână, ci în una. Nu în 4 sau și în 2 sau în 3. Deci e o mare problemă în condițiile în care ce reproșăm noi învățământului românesc, în primul rând. Faptul că avem foarte multă materie care nu ne ajută, dar în același timp foarte multă materie greu de parcurs, greu de digerat și în momentul de față
mai complicăm lucrurile, deci materia rămâne aceeași. O mai înghesuim un pic. Și de aici... Păi se, probabil că o să crească capacitatea de acapararea materiei pentru copii, adică creierul lor o să devină mult mai abil pentru că o să trebuiască să învețe mai repede. În condiții în care ne plângem de ani de zile și rezultatele o arată de la toate examenele, evaluările naționale, că rezultatele scad de la an la an. Deci se învață din ce în ce mai puțin în învățământ și noi, în loc să simplificăm sau să găsim alte metode ca să crească cantitatea de, adică de învățătură, noi practic ce facem? Blocăm și mai mult acest sistem. Iar evaluările PISA, în care ne supunem și noi în ultimii ani, ne arată că nu reușim să ne adaptăm. Bine, există pe sistemul PISA, e ceva diferit, să spunem așa, dar mult mai practic. Deci, Hai să spunem și ce este sistemul PISA. Există o evaluare la nivel european, se face la câțiva ani de zile, prin care sunt testați cu aceleași întrebări copii din mai multe, de aceeași vârstă, din mai multe țări, pe diverse, de pe fizică, pe chimie, pe matematică, pe comunicare, deci pe abilități, limbi străine și toate celelalte. Așa. Și românii, în general, obțin rezultate foarte slabe la acest tip de evaluări, pentru că se identifică mai ales capacitățile practice, adică informațiile care se cer în acele teste sunt de natură practică. Noi nu învățăm pe copii ce le trebuie, învățăm ce nu le trebuie. Da, noi le avem cu teoria și automat rezultatele sunt foarte slabe. Asta nu înseamnă că nu se învață în România, dar... Nu se învață ce trebuie. Da, în raport cu spațiul european se pare că avem niște... Și de când suntem în Uniunea Europeană, n-am găsit și noi un model de succes pe care să-l luăm în altă țară dacă nu suntem în stare să-l creăm noi? La zecile de miniștri pe care i-a avut educația, fiecare venea dintr-o altă școală. Sau în orice caz, în general, nu s-au nimerit să fie toți de pe școala anglosaxonă sau toți de orientare filofranceză sau mai știu eu ce alt. Și așa că au luat fiecare din ce i-a plăcut. Și noi avem așa un amalgam, luate dintr-o parte în alta, care nu reușesc să se cupleze între ele. Și de aici avem această și legislație dezlânată și rezultatele pe ăsta, plus că noi avem un specific și avem o tradiție pe învățământ pe care am cam abandonat-o. Dacă ar ști Spiru Haret și toți ceilalți care au urmat... S-ar răsuci în mormânt. Da, s-ar răsuci în mormânt pentru ce se întâmplă în momentul de față. Bun, nu găsim un model de succes, adică nu înseamnă că trebuie să vină fiecare ministru cu guanga lui. Există sindicate care nu se prea schimbă, alea nu se schimbă ca miniștri. Există părinții, comitetele de părinți, care au interesul ca copiii să învețe ce le trebuie. De ce nu vin ei cu propuneri? Avem o mare problemă. Uite, în nu știu care țară se învață în felul ăsta. Ce? Toată lumea e mulțumită. Hai să facem ca ei, să luăm modelul. Avem o mare problemă. Cel care a inițiat, Liviu Marian Pop, care a inițiat acest proiect de lege, semnat și de Caterina Andronescu și l-a dus în Parlament, este fostul ministru, dar care a fost lider de sindicat. La cea mai mare federație sindicală din Europa, a fost secretar general al federației. De acolo a plecat în politică. Și propunerea lui nu e bună? Deci nu e acceptată nici de colegi. Păi de ce nu îl duce... Cum de n-a reușit să găsească... N-am înțeles de ce n-a aplicat această idee sau măcar s-o fi enunțat-o la vremea cât a fost ministru. Că n-a făcut-o. Deci a făcut-o după ce a ajuns din nou în Parlament, de s-a întors pe postul de senator. Și nu sunt numai acestea probleme. Apropo de schimbări, mai avem o idee care a apărut și pare bună, enunțată, dar la partea practică s-ar putea să avem probleme. E vorba de copiii care au întârzieri sau nu fac față cerințelor la învățământul primar și gimnazial, urmează să facă ore de pregătire specială, adică cum era pe vremuri să fie ținut la arestul o perioadă de câteva ore ca să-și însușească informațiile respective. Alături de profesor. Alături de cadrul didactic. Adică profesor. Problema ce n-am înțeles... Adică ăia grei de cap să fie puși deoparte să le se mai explice odată. Bine, ea a fost îmbrăcată frumos, cu întârzieri, cu nu știu ce, și că se poate aplica chiar din semestru 2. N-am văzut niciun act normativ și avem o mare problemă. Spațiile școlare. Să nu uităm că sunt școli în mediul urban unde se învață claie peste grămadă mai multe schimburi, în rural, unde deja ponderea învățământului rural a coborât undeva la 30% la nivel de țară,
nu există problema spațiului, dar există problema cadrelor didactice. Pentru că și a elevilor că nu prea sunt. Da, și nu, dar și cadre didactice prin zonele respective sunt cadre didactice navetiste care vin de la mari distanță, greu de crezut că o să mai poată rămâne o oră, două, pentru că nu mai are legătura cu păi nu trebuie să mai rămână, că dacă doamna ministru a tăiat niște ore, în orele alea fac pregătire, deci nu trebuie să plece mai târziu. Păi da, dar ăsta se fac tot. Dau la ăia deștepți drumul acasă și ăia care sunt mai grei de cap îi păstrează acolo și termină. Da, este o soluție. E o formă de a... Dar cred că așa a rezolvat și doamna ministru, de nu mai bat unele cu altele. Deși vorbim de cel mai capabil ministru al educației, să nu uităm că este la al patrulea mandat, doamna Ecaterina Andronescu, și știe cu ce se mănâncă sistemul. Da, nu e neîntrerupt. Nu, am spus că e al patrulea mandat, deci automat au fost întrerupte între ele și unele au fost mai mici, unele au fost mai mari. Dacă era așa de bună, nu era schimbată, părerea mea. Păi nu, s-a schimbat cu guvernare cu tot, la noi miniștrii sunt politici. Ah. Deci da, nu corect. Există, nici pe vremea lui Spiru Hareta, Spiru Hareta a fost liberal, a mers pe vremea de atunci, se schimba când se schimba guvernarea. Deși a avut mai multe mandate, dar în momentul când veneau la guvernare se știa că el vine la normal, educație. Normal, nu are nicio vină ministru, dar e guvernul altei. Asta a fost și cu Ecaterina Andronescu, deci a reușit să vină pe mai multe guvernări, de la epoca Năstase și până Ponta și până acum, în epoca Dragnea la PSD. Ea s-a întors de fiecare dată la acest minister, cu rezultate... Să spunem și bune și mai puțin bune, dar în general un ministru care cunoaște sistemul și un ministru care nu poți să-l acuzi la ce s-a întâmplat cu ultimii miniștri ai educației, nici de probleme cu limba română, nici de alte lucruri la care au fost acuzați că nu cunosc legislație sau altceva. Păi și tocmai aia e cea care a venit și a trântit povestea asta. Hai să reducem numărul de ore, dar materia nu. Da, problema de ce, de fapt, ăsta e un, cum să spun, ea a izbunit scandalul în brațe. Ea a semnat pe vremea când era senator acest proiect. Acest proiect a trecut pe viteză pentru că au majoritate PSD-ul și a trebuit să a trezit cu ea ca ministru să aplice chestia asta. Și a constatat că nu poate. Da, nu i-a prea căzut foarte bine. A trebuit să-l susțină în momentul ăla pentru că se făcea de râs dacă nu spunea că nu. Dar să nu uităm că este ministru care în 2012, în guvernul Ponta, a blocat chiar articolul respectiv. În sensul că nu se putea aplica cu 20, 25, 30 de ore. Pentru că inițiativa a aparținut lui Funeriu și să nu uităm că și Traian Băsescu vorbea păi poate de chestia asta. Clar, nu pentru că era bun sau rău. Acum nu știm exact, dar știm că nu s-a apropiat și acum ca să vii păi cu această idee... Păi și cum l-a propus idee... pe urmă? Păi, întâi l-a blocat, apoi l-a propus. Se pare cum fac să-l aplice. Cum fac parlamentarii noștri, face unul o inițiativă și mai semnează alții că să le apare acolo bifa că au avut inițiativă parlamentară, semnează încă 60. Și n-au citit. Mulți dintre ei n-au citit ce spune acolo. Și culmea... Că păi și crezi că ea n-a citit? Nu, nu o suspectez de asta, dar cred că nu se gândea că va fi atât că de va repede, trece. Da, și că va fi atât de repede pus în postura să-și aplice. Ca să nu mai spunem că Ecaterina Andronescu a avut o evoluție în 2018 sinusoidală în relația cu PSD-ul, s-a speculat de ea că va trece în partidul lui Ponta la un moment dat, a fost burată din toate funcțiile. Ceea ce nu m-ar mira. A fost burată din toate funcțiile și apoi dintr-o dată a fost reevaluată, rebăgată. Nu, dintr-o dată a zis, ai văzut ce rău e dacă te zburăm? E cam rău. Mai treci la Ponta. Nu? Hai, treci înapoi pe post. Da, probabil că a fost și ceva de genul ăsta. Negocierile din politică pot să semene și așa. Pot să fie și așa. Bun. Și ce facem? Avem găina în brațe, cum o jumulim? Părerea mea că parlamentarii nu vor mai face, să spunem așa, nu se vor grăbi cu retrimiterea proiectului la președinție. Nici nu e un proiect cu miză, să spunem așa, mare. Și mai ales că au fost foarte multe nemulțumiri, vin alegerile. Deci părerea mea că acest proiect va fi îngropat, această lege, de fapt, că a fost, din momentul ce a fost dusă la promulgare, este o lege, chiar dacă n-a trecut, cred că nu se va mai, sau va fi... Vorbi de ea. Da, cred că nu se va mai vorbi de ea, cel puțin până după anul următor. Mai avem doar câteva minute și aș vrea să întreb două lucruri. Unu, sau să zicem... Nu vorbim de europarlamentare, că acolo sunt mai mulți. Cine crezi că va câștiga alegerile
într-o variantă, sau hai să zicem altfel, cine ar fi cel mai bun să câștige? Cine pentru țară? Cine ar fi bine să câștige alegerile prezidențiale? E, acum să spun cine încere o părerea mare... ta! Încere o chestie dificilă. De ce? Pentru că eu rămân la părerea că vor mai apare candidați și e posibil ca... Din și... cei care nu și-au anunțat încă. Dacă merge... Care ar fi cel mai bun președinte al României? Ăla care încă nu și-a anunțat candidatura. Dăm un nume. Din noi care știi, în România. Nu avem niciun român bun să câștige? Ba da. Care și e ăla? Și să zicem așa, pe surse a apărut ideea. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității din Babeș-Bolyai, președintele Academiei Române, cel care încet, încet se anunță ca un, este și patriot, este și profesor de istorie, are și, n-are culoare politică. N-are? Nu. S-a încercat să păi fie... Și cine îl va susține ca să câștige? S-a încercat să fie executat de statul paralel cu scandalul, acum câteva luni înainte de alegerile de la Academie. S-a încercat un scandal cu care ar fi colaborat cu securitatea. Au fost uitați adică cu ei. Da. Păi nu, depinde, tipurile de securitate sunt multe. De așa, da, da, da. Și cea nouă e... Noi, da, 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 așa. E cu minte, da. Ăilalți au pus și... răi. Acestea fiind, deci eu aș vedea un posibil candidat gen Ioan Aurel Pop și cu șanse de a lua voturi din ambele tabere politice. Și crezi că va candida? Rămâne de sau văzut. Speri? Eu sper să candideze. Păi și propunem. Și dacă ar fi așa, iar telefon. Din ceilalți, am vorbit mai devreme de Olguța Vasilescu, care putea fi un candidat, nu neapărat să-l votez eu, dar există la PSD tineri, gen Liviu Pleșoianu, care poate aduce voturi. De asemenea, există și la liberali. Există foarte mulți. Și la ALDE? Tăricianu nu câștigă? La ALDE, în afară de Tăricianu... Bun, dar Tăricianu ar putea câștiga. Acum să nu întrebăm, nu te mai întreb cine ar fi cel mai indicat, ci cine crezi că ar câștiga. Nu, eu cred că dacă Călin Popescu Tăricianu intră în luptă cu Klaus Iohannis, are șanse să-l bată. Împreună cu PSD-ul sau chiar și separat? Nu, împreună cu PSD-ul, altfel n-are, separat, cum, să, n-are cum să intre în turul 2. N-are destul de susținători. Deci nu poate lua voturi. Bun. Ca să... Și în ultimul jumătate de minut, dacă tu suntem la previziuni, nu previziuni, ce crezi tu, care crezi tu că e soluția? Care crezi tu că e soluția în învățământ? Într-o jumătate de minut. Două fraze. Foarte simplu, să avem o nouă lege a învățământului despre care se vorbește că va fi aprobat în acest an, una mult mai clară, cu prevederi care să nu se mai bată cap în cap și să trecem la treabă. Adică să o luăm de la, într-un final, dintr-un anumit, deci de la clasă de la grădiniță și până la clasa 12 sau până la învățământul universitar, să avem prevederi clare și să nu le mai schimbăm măcar un ciclu clare de clare poate au fost și până acum. Ești de acord? Ești de acord ca să nu se mai învețe materie inutilă în școli? Cu siguranță și aceste lucruri trebuie făcute, mărită latura practică și în același timp să facem lucrurile care se cer. Adică dacă noi, de exemplu, degeaba învăț o istoria chimiei sau chiar istoria, nu știu, cărui popor din lume, care mai este la istorie, dacă nu mă ajută să nu am ăsta. Deci trebuie să valorificăm mai bine timpul în învățământ. Corect. Dragi telespectatori, am mai avea de urat, dar am cam înghețat, nu e frig la noi, glumesc. De urat am mai urat, dar ni teamă că o însera. Vă lăsăm de data asta și ne revedem săptămâna viitoare cu un alt subiect sau un alt invitat sau un alt realizator. Vom vedea, pentru că și eu și Cornel suntem realizatorii acestei emisiuni. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. La revedere!